Situată la poalele munților Vâlcan, la 15 km de municipiul Târgu Jiu, oraș reședința al județului Gorj, rezervația naturală Cheile Sohodolului se întinde pe 12 km, incluzând Cheile Pătrunsa și Cheile Bulzuri. Ea cuprinde întreaga fâșie calcaroasă tăiată de apa Sohodolului din amonte de lungile Contului și până în apropierea marginii de nord a satului Runcu. Cheile se întrerup doar pe mici porțiuni, în două locuri, din cauza unor porțiuni de roci necalcaroase. Cheile Sohodolului sunt alcătuite din calcare cretacice, care au favorizat fenomenul de carstificare, ce reprezintă notă specifică a acestui peisaj, dominat de platforma de eroziune Gornovița, cu cele trei nivele ale sale. Valea Sohodolului, una dintre cele mai importante văi din munții Vâlcan, se individualizează ca o unitate cu altitudine și masivitate mai mici decât unitățile muntoase Godeanu, Retezat și Parâng, dar mai ridicată decât a munților Mehedinți. Râul Sohodol izvorăște de sub vârful și Gleul Mare, care are altitudinea de 1682 de metri, iar bazinul său hidrografic este situat în versantul sudic al munților Vâlcan. Aspectul deosebit de pitoresc al văii este dat de versanții abrupți și bine împăduriți, după care taie chei în zonele calcaroase. Lungimea râului este de 19.992 de metri, iar din totalul lungimii, două treimi traversează zone karstice. Cuvântul Sohodol se poate traduce ca Valea Seacă, pentru că cea mai mare curiozitate a Sohodolului este aceea că are două albii, una superioară și alta inferioară, cea din urmă fiind săpată ca un tunel prin calcar. Așa că vara, când e secetă, râul dispare în chei din albia vizibilă, trecând pe sub ea și iese din nou la suprafață în aval în comuna Arcani. În bazinul râului Sohodol s-au inventariat, conform lucrării catalogului sistematic al peșterilor din România, un număr de 120 de cavități importante. Este vorba despre peșteri verticale ce ajung aici la adâncimi de la 3 metri până la 120 de metri. Cele mai spectaculoase formațiuni karstice sunt nările săpate de apa râului în piciorul muntelui și inelul, aflat pe vârful versantului stâng deasupra nărilor. De o parte și de alta, pereții de calcar ai cheilor, de înălțimi variabile, între 10 și 60 de metri, găzduiesc o bogată floră și faună, multe dintre specii și habitate fiind protejate la nivel național și european. Gorjul găzduiește, de exemplu, în Cheile Sohodolului cea mai mare biodiversitate din România, pe lângă peisajul unic creat de formațiunile karstice, iar ca și curiozitate, aici cuibărește fluturașul de stâncă, o pasăre rară, superb colorată, care face parte la nivelul Uniunii Europene dintre speciile prioritare. Fluturașul de stâncă este o specie rară, prezentă local în munți. Are un aspect specific inconfundabil, cu cioc subțire, lung și curbat, coloritul penajului fiind gri în partea de sus, în timp ce în partea de jos este negru vara și gri deschis iarna. Forma și coloritul aripilor sunt foarte izbitoare, late și rotunjite, cu benzi roșii și puncte albe, la fel ca și cele 4-5 ouă pe care le face într-un an, acestea fiind roșii cu picățele albe. Alături de fluturașul de stâncă ce își are habitatul în punctul nări pe Cheile Sohodolului, cuiburile fiind construite în cavități calcaroase din pereții cheilor, trăiește lăstunul de stâncă, specie prioritară de asemenea, ambele fiind protejate. Lăstunul de stâncă cuibărește local în colonii în sudul Europei, în regiuni montane și pe țărmuri stâncoase. Cuibul este construit pe stânci, mai mare și mai masiv decât lăstunul de mal. Are aripile mai late, iar coada puțin mai scobită. Zborul lui este mai agitat, agil și acrobatic decât al celorlalte rândunele. Atunci când se răsucește în zbor, coada este desfăcută, devenind astfel vizibile petele albe caracteristice. Cele două păsări sunt deranjate de zgomot. Turiștii gălăgioși care vin pe Cheile Sohodolului bulver versându-le viața.